cele patru vânturi lăsate libere. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Apocalipsa, capitolul 7 cu versetul 3. Îngeri înconjoară lumea respingând pretențiile de supremație pe care Satana le are datorită mulțimii de susținători ai săi. Noi nu auzim glasurile și nu vedem cu ochii noștri naturali lucrarea acestor îngeri, dar mâinile lor sunt unite în jurul lumii și cu o vigilență neobosită ei țin sub control armatele lui Satana până când sigilarea poporului lui Dumnezeu va fi terminată. Ioan vede elementele naturii, cu tremur, furtună și luptă politică reprezentate ca fiind ținute de cei patru îngeri. Aceste vânturi sunt ținute în frâu până când Dumnezeu spune să fie eliberate. Aici este siguranța Bisericii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu ascultă ordinele sale, ținând vânturile pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac, până când slujitorii lui Dumnezeu nu vor fi sigilați pe frunte. Prezentul este un timp de un interes covârșitor pentru toate făpturile vii. Conducători și oameni de stat, oameni care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei, gânditori din toate clasele, au atenția îndreptată asupra evenimentelor ce au loc în jurul nostru. Ei urmăresc relațiile încordate și instabile dintre națiuni. Ei observă intensitatea ce ia în stăpânire orice element pământesc și își dau seama că ceva grozav și decisiv este gata să se întâmple și că lumea este pe pragul unei crize copleșitoare. Îngerii țin acum vânturile luptei până ce lumea va fi avertizată de pieirea ei iminentă. Dar nori de furtună se adună, gata să izbucnească asupra pământului și când Dumnezeu le va porunci îngerilor să dea drumul vânturilor, va fi o asemenea scenă de luptă pe care nicio pană nu o poate descrie. O clipă de răgaz ne-a fost dată de Dumnezeu în îndurarea Lui. Orice putere dată de cer trebuie folosită în îndeplinirea lucrării ce ne-a fost încredințată de Domnul pentru cei care pierd în ignoranță. Solia de avertizare trebuie să răsune în toate părțile lumii. O lucrare măreață este de făcut, iar această lucrare a fost încredințată celor care cunosc adevărul pentru acest timp. Amin.